S-au dus vremurile în care la cabinele telefonice din oraș trebuia să stai la rând. Telefonia mobilă le-a transformat în obiecte de decor, fără nicio utilitate. Majoritatea cabinelor nici nu mai au telefoane, numărul utilizatorilor s-a redus drastic, iar în ultimul timp nici cartelele nu se mai găsesc. Telefoanele mobile și tehnologia modernă au exclus practic din uz telefoanele publice. Chiar dacă nu mai sunt folosite de peste 20 de ani, acestea ocupă în continuare domeniul public, fiind folosite ca loc pentru afișaj sau de multe ori ca și coș de gunoi. Buzoienii sunt deranjați de cabinele care ocupă inutil spațiul public și încurcă pietonii. Nu le mai găsesc utilitatea și se întreabă de ce autoritățile nu le-au îndepărtat până acum. Spuneți-mi de câtă vreme n-ați mai folosit un telefon public? Nici nu mai țin minte, de când au știut astea, îl folosesc pe la fix de acasă și pe salat, care le avem mobile. Faptul că nu mai e folosit, dar totuși ocupă domeniul public? Ocupă spațiu degeaba și pentru DRBD, ca să-și facă nevoile acolo, să distrugă tot, ar trebui luat. De mult, da. De mult. Faptul că nu mai sunt folosite, dar ocupă domeniul public, e un lucru bun? Nu este, da. Depinde de primărie. De când mi-am, de 10 ani cel puțin, nu l-am mai folosit. Pentru ce? Dacă ne folosim de cele mobile. Faptul că nu mai sunt folosite, dar totuși ocupă domeniul public, ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Înseamnă că e un loc ocupat degeaba în spațiu public. N-are rost să mai stea cabinele telefonice dacă nu mai sunt folosite de către populație. Sunt și buzoieni de părere că astfel de cabine nu ar trebui îndepărtate de pe domeniul public din nostalgie față de vremurile trecute. Un telefon public? Să-i dau un telefon ca să-l întreb? Cred că de mult și asta înseamnă de vreo 10 ani. Totuși, faptul că ocupă în continuare domeniul public e un lucru bun? O ocupă? Da, e bun, că ne aducem aminte de ce a fost înainte și trebuie să fie ceva. Dacă cei mai în vârstă și le amintesc, dar nu le mai găsesc utilitatea, noua generație ar avea probabil probleme în a le folosi. Știi să folosești un telefon public? Nu. Nu l-ai folosit vreodată? Nu. Ai folosit vreodată un telefon public? Nu, n-am folosit niciodată un telefon public. Ai ști să-l folosești? Nu. În Marea Britanie, Germania, Cehia, Ucraina, Rusia și chiar în Statele Unite ale Americii, cabinele telefonice și-au recâștigat gloria de altădată, imediat după ce s-au transformat în mini-biblioteci. Acestea se găsesc în stațiile de autobuz, tramvai și metrou. În așteptarea mijlocului de transport, călătorii pot citi o carte pe care apoi o returnează. În România, până acum, nu s-a gândit nimeni cum să fie reinventate cabinele telefonice.